Bună ziua, bine ați venit la Case Smart. Numele meu este Bogdan și astăzi voi prezenta un nou video despre produsele Case Smart. Aici am revenit cu un video pentru funcția de capscara interruptoarelor Zigbee. După cum se vede și în imagine, nu am decât două borne, deci nu este ca la interruptorul clasic sau ca la interruptorul cu tactil cu capscară, pentru că mi-e lipsește practic borna de comunicare. Instalația este una de capscară clasic, da? Cu cele două fire comune care ajung dintr-un capăt în altul, adică cele două fire de comunicare, firul de la bec și faza de la alimentare. Deci instalația este clasică, însă întrerupătoarele sunt Zigbee normale. Și atunci eu cum fac aceste întrerupătoare să funcționeze în sistemul capscară? Practic trebuie să fac niște punți, da? În primul rând, la acest întrerupătoare trebuie să fac o punte cu unul dintre firele comune și firul de la bec, care o să vină pus la L1, la borna L1, iar în cealaltă doză eu trebuie să fac punte cu faza, cu alimentarea și cu unul dintre cele două fire comune rămase liber și să-l pun la borna L. Da? Capătul se duce la borna L a acestui interruptor, iar capătul de la puntea cu firul de la bec se duce interruptorul celălalt la borna L1. O să vă arăt și pe interruptor cum o să vină. Cu toate astea, o să am nevoie și de aplicație, de funcția de comunicare pentru cele două întrerupătoare. Bineînțeles, se pot pune și mai multe întrerupătoare, însă pentru a simplifica procesul, trebuie să înțelegem în primul rând cum o să facem asta cu două întrerupătoare și o să vă arăt și din aplicația mobilă cum se face efectiv această funcție. După cum se vede, am reușit să facem montarea. Cum vă spuneam, la borna L, în doza în care mi-ajunge faza, am făcut punte cu unul de cele două fire comune și l-am adus în cealaltă, la cealaltă întrerupătorul, în cealaltă doză, și l-am pus-o la borna L, iar la întrerupătorul care mi-ajunge firul de la bec, am făcut punte cu firul de la bec și unul dintre firele comune libere, da? Le-am pus la borna L1 și le-am dus în celălalt întrerupător la borna L1. Da? Și de sus să se vadă bornele mai bine, da? Cu punțile aferente, cum se vede, firul de la bec cu un fir comun aici, am făcut punte și l-am adus în celălalt întrerupător la borna L1, iar faza la borna L, am făcut punte și am adus faza în celălalt întrerupător la borna L. Acum că am terminat, dacă se dă drumul la alimentare, mă normal să vrească să meargă, vedeți, becul s-a aprins, ceea ce e normal pentru că releele au pornit. Și o să le acționăm imediat, să vedem dacă funcționează din ambele capete. Da? Deci o să meargă atât de la interruptorul ăsta, cât și de la interruptorul celălalt. Da? După cum vedeți, ele individual funcționează, da? Dintr-un capăt și din altul, dar ca să-l aprind și să-l sting din ambele puncte nu o să reușesc, pentru că am nevoie de funcția de comunicare din aplicație. O să vă arăt imediat. Acum că am adăugat întrerupătoarele, trebuie să fie adăugate alături de hub, trebuie să fie și întrerupătoarele. Da? Le-am trecut ca întrerupător 1 și întrerupătorul 2 și eu să le pot configura să se aprindă din ambele puncte, să-l pot să sting și să-l aprind, mai ales că avem nevoie de o funcție. Și mai exact, eu trebuie să, după ce le-am adăugat, trebuie să urmăriți tutorialul de adăugare. Eu am trecut de partea asta, doar să vă arăt funcția de capscară. Mă duc pe oricare dintre cele două întrerupătoare, selectez partea de editare și selectez funcția de multicontrol. Iar aici îmi spune că am un întrerupător, cel selectat, și trebuie să mai adaug unul sau mai multe dispozitive. În cazul meu, întrerupătorul 2. Da? Îl selectez, l-am adăugat și funcția de multicontrol a devenit activă prin bifarea căsuței verde. Acum dacă trec înapoi și mă duc în meniul principal, dacă o să aprind din aplicație, o să se aprindă amândouă, sting și din celălalt punct, dar atât, să vedem fizic dacă merge. Deci acum am funcția capscară atât pe întrerupător fizic, da? Cât și pe aplicația mobilă. Am aceștia sunt pașii de instalare, atât fizic cât și din aplicația mobilă a întrerupătoarelor Zigbee, cu această funcție de capscară, sau mai exact, funcția de multicontrol. O altă întrebare care se întâmplă des să fim întrebați este ce se întâmplă dacă eu nu mai am internet. În mod normal, odată ce am făcut automatizarea, ar trebui să rămână salvată. Eu acum nu mai am internet pe dispozitiv, da? Dar funcția de capscară tot rămâne activă. Da? Ambele întrerupătoare reacționează și pot să fac acest lucru
din ambele puncte, da? Deci fără nicio problemă va merge și fără internet această automatizare odată făcută. Sper să vă ajute aceste funcții și vă mulțumim pentru că ați urmărit un nou tutorial.